Așa-i? Astăzi am chef să filmez un clip pentru... Nu știu cum să zic. N-am mai filmat de mult clipuri pentru sau cu... dedicate recunoștință, adică pentru ce sunt recunoscător astăzi. Deci toată seara, că, na, cum lucrez în tură de noapte, așa, tură de noapte. M-am simțit nașpa și nu știu ce și am avut o stare de rahat. Și spre dimineață a venit un nene care era surd. Și, na, l-am încasat și-o luat o apă, două, plătit cu cardă, mi-a arătat tot ce trebuie. Și vreau să zic că m-a bușit, venea să mă bușea plânsul și am realizat că ăsta ta de recunoscător pentru că am tot ceea ce am și că sunt bine, că sunt sănătos, că sunt... că am unde să dorm, că am un acoperiș deasupra capului, chiar dacă, uite, în perioada în care nu am avut un, da, un loc de muncă și lucram gen de acasă în online. Nichi, pleacă de acolo, tata. Așa? Dumnezeu a avut grijă de mine și mi-a pus chită pe masă, chiar dacă nu o puneam, eu o punea nevastă mea, sau chiar dacă nu o punea nevastă mea, am avut pită pe masă pentru Dominic și pentru multe chestii. Nu pune copilul ăsta. Și legat de nenea asta, stăteam și mă gândeam că, bă, nu toate îți date ca așa vrei tu, că ești sănătos, că ești nu știu cum. Adică, normale, bă, nu totul e normal sau că ți se cuvine, nu ți se cuvine absolut nimic. De acolo de sus primești că ți se cuvine. Sau ai impresia că, mamă, că sunt bine, că sunt sănătos, că am bani, că mi se cuvine și nu știu ce. Eu sunt recunoscător că văd, că merg, că mă simt bine. Vrei apă? Bine că vrei apă. Pauză. Nichi, stai locului. Cumva ai impresia că totul ți se cuvine și că totul este, băi, ceva normal. După pauză lungă am întins eu niște haine. Gorgeous. Greu cu filmatul. Deci dacă toate chestiile ai impresia că ți se cuvine, bă, că nu ți se cuvine. Că na. Sau ai impresia că ți-s normale, bă, nu-s normale. Deci dacă tu vezi bine și dacă tu ai auzi și ai de toate în viața ta, e pentru că așa ți-a fost scris, dar toate se pot schimba. Nu rupe trandafirul, mă. Și omul ăsta care a venit azi din mine, nu... Nu, nu vreau. Uite, flor. Și omul ăsta care a venit azi dimineață și era surd și... Nu știu, cumva m-a dat o leacă peste cap și cu de obicei lucrurile de genul mă dau peste cap și nu eu sunt, nu știu, sunt o persoană foarte sensibilă și chestii nu de... Nu dau sandalele! Păi da, de ce? Nu cizmele eu! Păi unde ți-s? Na, du-te a cizmele! Du-te acolo jos, ia și cizmele, du-te stai jos! Du-te pe iarbă, du-te stai pe iarbă, dă cizmele, dă sandalele jos și ții cizmele. Acolo, acolo. Da. Deci, revenim. Nu știu cum să, deci nu știu cum să, deci eu mă impresionez cu anumite chestii foarte sensibile. Și foarte sensibil, dar în același timp sunt și foarte, foarte rasist la caracter. Și sunt mulți care, bă, nu sunt recunoscători pentru, poate nu sunt recunoscători pentru nimic, sau, cum am zis și înainte, au impresia că, bă, totul lor li se cuvine, bă, nu e așa. Și astăzi filmez chestia asta, clipul ăsta, să spun că sunt recunoscător, că mi se plimbă tricou. Nu știu, că văd, că merg, că aud, că sunt bine, că sunt sănătos. Bravo, du-te el și pe celălalt. Că l-am pe Dominic, că... Băi, pentru tot sunt recunoscător. Asta e fața, că sunt recunoscător pentru tot. Poate am eu anumite neajunsuri sau ceva de genul. Dar că... Nu vorbesc pe nas. Dar în rest sunt, nu știu, sunt recunoscător pentru că sunt anumite chestii
care te formează ca om și îți schimbă atât de tare caracterul. E mult mai mișto să pleci de jos și să ajungi sus și să nu uiți niciodată de unde ai plecat, dar în același timp să te formezi ca om, să ai o bază aici și să-ți formezi caracterul. Și e o altă chestie când pleci direct din bani, din puf. Două drumuri total diferite. De asta, astăzi sunt recunoscător pentru corpul meu, pentru sănătatea mea, pentru absolut tot ce am, dar în principal astăzi, pentru că sunt omul care am devenit. Poate lumea zice că sunt arogant, dar arogant înseamnă de fapt superior. Iar eu nu sunt superior nimănui. Cam anumite fițe și standarde și nu-mi plac mie multe chestii, da, aia se acceptă, dar eu nu sunt arogant. Așa că, da, asta sunt recunoscător pentru corpul meu, pentru corp și pentru viață și că sunt bine și că sunt sănătos și că sunt sănătos. O zi binecuvântată și toate cele bune. Bye!